bărbat în vârstă de 81 de ani a agonizat timp de 3 ore din cauza multiplelor mușcături de albină pe care le-a suferit. Bărbatul tundea grădina casei în care locuiește când a fost atacat de un roi de albine ucigașe. Albinele s-au năpustit asupra lui și l-au mușcat până l-au doborât la pământ. Agonia bărbatului din Statele Unite ale Americii a durat 3 ore. Pensionarul în vârstă de 81 de ani s-a ales cu mușcături pe tot corpul și cu șoldul rupt. Albinele i s-au înfipt în ureche și i-au intrat în nas, urechi și în ochi. El a fost găsit de un grup de bărbați care au sunat la numărul de urgență pentru ajutoare. Bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul regional. Potrivit unui medic care l-a tratat, pensionarul este norocos că încă este în viață. El risca să moară sufocat. Căile respiratorii se pot închide și nu mai poți să respiri de unul singur, a spus medicul la camera de urgență a spitalului din Statele Unite ale Americii. Bărbatul a trecut printr-o operație la șold în ziua următoare. El a fost apoi transferat la o altă unitate medicală unde se recuperează, relatează știrile ProTV.ro.